Miau! Miau! Bagă la introducerea! A, bine ați venit pe canalul Ana și Daniel Dănescu! Și acum de ciclul, ce romantic este motănelul, spre deosebire de iubitul meu care este un bețiv nenorocit? Ca majoritatea bărbaților? Probabil. Îmi pare rău, dar toată lumea așa. Hai să vă arăt ce, sau din ciclu, ce ferestre sau pereți mai desenează motănelul. Fiind 1 martie astăzi, a apărut aici. Uite ce drăguț! Cât timp iuletele dormea, m-am gândit să-i fac o surpriză. Am luat markerul și dă-i și desenează toată fereastra. Aproape uite toată. Ce frumos! Deci am făcut o inimioară, motănelul și puiuletele. Uite. Și jos am scris. Uite, și ea ți-a croșetat aici, ia uite. M-am forțat să, sau cum să zic, m-am străduit să scriu caligrafic. Da, că tu nu scrii de obicei caligrafic. Eu nu scriu așa de obicei, asta nu-i scrisul meu. Dar aici am făcut un efort deosebit și totuși nu mi-a venit să vomit. Am auzit... Asta referitor la cei care se concentrează uneori, da. Am auzit că unii când se concentrează la maxim le vine să vomite. Așa, să vă arăt cum am făcut... Uite, mățișor. Păi auzi, dar nu toată lumea au inteligența ta și a mea. Mățișor 2022, bun. Și am făcut motănelul și puiuletele cu o inimioară mare și una mai mică. Că motănelul iubește puiuletele, asta înseamnă, știi? Da. Am pus mâna în fața camerei. E greu să filmezi din selfie în mod și să plimbi și camera într-o mână în alta. Fetița lui tare. Și mai ales și partea în alta. A, să arăt și partea elată, dar stai că mă întorc și cu spatele, să vă arăt și fundul. Nu asta te referi? Nu. A, stai bă, că mi-a răspuns puiuletele. Deci avem în partea cealaltă. Aici când puiuletele s-a trezit și a făcut... Când a văzut... Ceva de genul... A văzut... A rămas uimită. A văzut mărțișorul meu, s-a gândit să facă și ea aici ca un răspuns. Da. Deci asta a apărut de atunci... După ce s-a trezit, mi-a scris și aici cu puiuletele, iubește și ea. Daniel Dănescu sau ce? A, motănelul, adică Daniel Dănescu. A, da, păi am personalizat că așa motănel pot să fie mulți motănei, da? Dar okay. Daniel Dănescu e doar unul. Ai făcut și dedicație pentru Melissa, se pare că... Zice că mesaj de la soția ta oficială. Oana și Ștefania Dănescu, uite, a făcut până și... desen și floricele. Da, ți-a desenat? Mm-hmm. Păi mă, păi 1 martie, de fapt 9 martie. 1 martie, de fapt 9 martie? Da, adică este și mărțișor pentru femei și mărțișor de bărbați. A, există și mărțișor de bărbați? Da, pe 9 martie. Păi, în cazul ăsta, deja am o idee unde să legi și nurulețul. Unde am pus eu pe TikTok, acolo, la microfonul tău special? Da, am cumpărat un microfon și special și... Păi ar trebui să arătăm microfonul ăla. Nu, nu avem vrei să-l arătăm. Ăla cu care filmezi tu la Mija. Nu, eu mă referam la altceva. Deci, mărțișorul deja l-am, dar mai trebuie să-i pui un șnuruleț. Așa frumos. Îl croșetez sau dacă și după aceea îl porți în piept, știi? Sau unde îl porți? Îl port aici, dar pe interior. În suflet. Poate în suflet. Da. Nu pe exterior, la vedere. E aici, în suflet. Deci asta este surpriza, sau cum să zic, mărțișorul pentru puiulete și mărțișorul pentru mine, sau răspunsul, sau cum să zic ăsta. Da, uite, să fac un pic mai de la distanță, să se vadă. Dar ce cu... ai scârțăit pe aici? Papucii, mami! Să aud pe parchet. Acum nu mai văd, nu mai vrea, știi, când vreau să fac, nu face. Face numai că nu vreau să facă. Am auzit că parchetul ăsta este pus de o firmă super tare, da. De la Dorel Corporation. Da, a venit Dorel Corporation, au venit niște băieți. A, tot ei au pus și termopanele astea? Nu știu. Și au zis, de ce să punem noi parchetul pe podea așa cum se pune? Pe podea, nu? Mai întâi punem niște burez ceva pe podea. Așa. Ca o salteluță, așa ca. Și după aia au pus parchetul peste bureția. Și stai seama că acum parchetul practic plutește pe o pernuță moale de burete
Ceea ce înseamnă că atunci când mergi pe parchet, se și lasă sub tine, că se lasă cu burete cu tot dacă e sub el, știi? Cel mai mic zgomot, scaunul, dacă îl faci așa sau de scârți. Plus, orice chestie pui care e mai grea, se lasă parchetul, că practic sub el fiind ceva flexibil, burete, știi? Am pus, de exemplu, frigiderul s-a lăsat pe spate, că... Bă, ce idioți ați adus mai aici să pună parchetul? Decât toți idioții care au montat și termopanele. S-ar putea? Suflă, s-ar putea. Suflă vântul pe la balamale. Părinții mei au un talent, atrag proștii. Adică, cum, de fiecare dată când aduc ei pe cineva să repare sau să facă ceva, să instaleze, bă, nu știu de unde îi aduc. Că găsesc. Aduc toți proștii orașului încoace. Da. De exemplu, și nebunii. De exemplu, un moșuleț sărit de pe fix care... A, ăla care a dat cu șapcă jos. Da. E unul care are țigla sărită de pe casă. Sau altfel spus, nu-i urcă liftul la ultimul etaj? Nu. I-am zis că am avut o mică altercație cu domnul și am spus că am nevoie la pipi, la toaletă. I need a little pipi. Freca niște conducte, el pombaie pe acolo, ce avea de făcut, știi? Și s-a simțit de rău. Păi, uletele avea nevoie să facă pipi. Unde să fac acum? La oliță. Facă unde? În oliță, în balcon, unde? Am nevoie să folosesc baia, băi, ieși afară de aici! Apropo, păi, cu ocazia asta am făcut o oliță. Bine, i-a zis frumos, i-a zis, I need a little pipi. Omul neștiind de engleză. Da. Omul având borcanul cu muștar fără capac, zice, la orice mică atingere sare muștarul, știi? Fiind și foarte sănătos la cap de felul lui, a plecat nervos din baie. Și-a aruncat cu șapca. Da, și-a luat șapca de pe cap, că el avea șapcă în casă, să nu cumva să-l plouă sau ceva. Da. și când a auzit propoziția asta, I need a little pipi. Da, și a luat șapca de pe cap și a aruncat-o prin apartament pe aici. Vă dați seama ce nebune aduc părinții mei în casă. Da, și-a zis că eu cât o-i fi, nu mai vin aici. De unde o fi găsind pe ăștia? Poate că se duc la spitalul de nebun și racolează de acolo, nu? Să posibil, că... o fi vreunul scăpat după acolo. Nu, părinții mei, că nu au nevoie de ceva, avem nevoie să reparăm o conductă sau ceva. Hai să mergem la spitalul de nebuni și să vedem cine e disponibil să vină să repare conducta dintre nebunii de acolo, așa nu? Așa e, da. Bănuiesc, așa-i găsesc, altfel de unde? Da. Dar tot el a venit și a pus și conductele alea la calorifer? Parcă, da. Mi se pare că a mai venit toată și era să te așa capră. Da, s-a s-a așezase cam mireasa noaptea anunții el. Că l-am și filmat. Avem filmare cu el, numai că n-am mai pus pe net. S-a așezase ca noaptea anunții capră și încerc să țin cu mâna asta că mâna dreaptă mi-a obosit. Dar cu aia arată iurea, așa că mai bine tot cu asta. Vrei să mai iau eu? Era așa jos, ziceai că se roagă pentru musulman de aia sau care... Era în genunchi cu capul până la podea, cu fundul în sus. Și puletele făcea poze. Eu filmam că stăteam pe pat și aveam telefonul. E să-l filmezi apoi. Aici așa să avem ca amintire. Știi? Da, individual, dar nu ca să-i facem rău. Da, publica nicăieri. Da, e pentru noi. Când vrei să mai tragem o burtă de râs, ne uităm cu stătea cu moșul cu fundul în sus. Avem filmări de astea pe care nu le putem publica. Da, pe multe. Ca amintire. Da. Deci cam asta a fost. V-am arătat mărțișorul. Da, foarte frumos. Uite, am și scris 2022 ca să știm și în ce an a fost. Lucește un pic și markerul și mușamaua asta sau ce să-i zic asta. Nu se numește asta. Colan de la autocolan. Așa, autocolan sau ce este. Sau să-l punem la povești. Trebuie să-l filmezi un pic pamflet. Așa, ca să se vadă bine. Pentru că altfel lucește lumina, știți? Pamflete. Am putea să punem la povești. Pamflete de 1 martie, da. Cu motănelul și puiuletele. Miau! E o poveste scurtă, adică dacă facem asta ca un pamflet, pe atunci stai să mă pe telefon să vedem, poate găsesc niște idei să mai povestim ceva, nu? Dacă tot... Da, hai să dăm pauză facem... aici. Așa, da, îmi place mai... Mergem într-un monitor, că acolo îmi place mai mult când stau pe pat și povestesc decât aici în picioare, unde mă doare mâna că stau cu ea în sus. Cu mâna în sus? Stau cu mâna în sus? Da. Că răjește când auzi că stau cu ea în sus. La ce s-o fi gândit, da. Ea știe. La mătișorul ăla care o să pui șnur pe el. Da, acum poți să spui. Da, mulțumesc, doamna Nistor.
Da. Fetele când vorbește răgușit. Îmi aduce aminte de Irina Anistor. Da. Oh, un geniu în traduceri. Curios, cum se face că ăla care e cel mai cunoscut e și cel mai, e și cel mai puțin priceput, sau cum să zic. Adică am văzut multe filme de astea dublate, de diversi. Mm-hmm. Băi, deci aia traducea cel mai prost dintre toți. Aia vorbea o jumătate de oră în film și zicea așa, da! Asta era traducerea ei. Câte un cuvânt, așa, da. Da. Alții traduceau bine. Plus că, și asta, plus că venea cu un sfert de oră după. Că s-a întâmplat toată scena, s-a terminat scena și după aceea venea și traducerea. Cu treaba se face că exact cine face treaba cea mai proastă e la cel mai popular, sau cum să zic. Era o grămadă de alți indivizi și individe care traduceau, nu știu dacă mai fac încă, care dublau sau cum se numește asta? Da, dublat. În sfârșit, nu știu dacă se numește nici dublaj, că practic nu încerci să pari respectivul personaj care vorbește, ești mai mult un narator sau nu știu cum să-i zic. Mm-hmm. În sfârșit. Ceilalți făceau mai bine treaba. De practic, asta era cea mai slabă dintre toți. Culmea, cea mai slabă ca traducere, că era slabă nu e deloc. Vreau să zic că îmi pare rău că arată așa. Da, dar ce spuneai de calendarul maiaș? Sau că spuneai ceva? Da. Unori în clipuri mai fac câte un pac! Mm-hmm. Și s-ar putea că lumea să nu înțeleagă. Bă, ce are asta, mă? O avea vreo boală ceva de tot face așa din când în când? Dacă ați văzut filmul 2012, care este făcut în 2009 și se numește 2012, era vorba de distrugerea lumii, apocalipsă, chestii, pentru că se termina calendarul maiaș în 2012. Și lumea credea că dacă se termină calendarul maiaș, se termină și lumea. Acum, dat fiind contextul actual... Oare câți proști ar fi pe lumea asta? Că mama proștilor e mereu gravidă, după câte am înțeles. Că... Da, da. Da. Mă, nene, că este un calendar, de ce se termină lumea? Așa pot să am un calendar pe perete cu anul 2022, nu? Da. Calendarul ăla se termină pe 31 decembrie, asta ce înseamnă? Că vine apocalipsa? Nu, se termină calendarul, nu înseamnă că se termină lumea, că știi? Da. Așa. Și... filmul. Da, mai zi, era ceva, că văd că te uiți pe în telefon. În filmul 2012, cu apocalipsa, cu astea, așa? El la un moment dat o scenă foarte tare care, la care am râs o grămadă cu o găină. Săraca era cineva pregătit să o taie. Avea toporul în mână, găina pusă pe săraca de ea, pusă acolo, pe, nu știu cum se numește aia. O chestie, buturugă. Pe, urma să, știi? Ia gâtul. Și asta era o mămăică ceva și vine, cred că fisul sau ceva, nu știu, era unul care părea cu o generație mai tânără decât ea. Și povestește-le acolo că mama e, să știi că vine sfârșitul lumii. Găina era deja pusă pe tăietor sau cumva se numește, era vie, știi? Aștepta liniștită și când a zis la vine sfârșitul lumii, găina a făcut așa. Ah, ce tare! Uite, vezi, eu nu știam asta. Da. Zicea că parcă ar fi înțeles viata găină ce se întâmplă, știi? Da, uite, nu știam asta. Este da. Liniștită, acolo aștepta să... Mama e, vine sfârșitul lumii. Pa! Găina. Și a scăpat găina, n-a mai tăiat găina. Cred că o fi tăiat-o până la urmă, dar... Că le era foame. A avut o reacție foarte tare găina, știi cum s-a întors așa dintr-o da, dată? Da, da, da. S-a uitat așa la el speriată. Pa! Biata găina. Da, de acolo este chestia cu pa! Aha. Da, așa. Să revenim acum la ce voiam să vorbim aici. Avem cuvântul ciușcă. Știe cineva ce înseamnă ciușcă? Puieletele mi-a zis că e un fel de poreclă sau? Da, apropo unui, de... fan, zice că a vorbit cu un fan al nostru pe TikTok. Da, apropo de treaba asta, m-am gândit ca să... Dacă înseamnă niște ce prostie... Eu nu știu ce înseamnă, da? Deci dacă înseamnă vreo prostie cuvântul ăsta, să știți că eu n-am nu, idee. A spus că nu este prostie, a spus că este o poreclă. Aha. Deci, nu știu dacă înseamnă sau nu. Eu zic pur și simplu ca să-i facem o bucurie. Și deci apropo de... Zice, apropo, vă rog să-mi ziceți și mie cuvântul ciușcă, știi? Apropo de TikTok, m-am gândit să las comentariile așa, o conversație cu fanii. De ce te uiți așa? Să trecem la lucruri interesante acum? Da, ca de mărțișor să mai vorbesc cu fanii pe TikTok. Și după aia e blochez sau ce?
Păi, sper să nu fiu nevoită prea mult să-i blochez. Depinde ce mi se scrie. Da, cereale cu scoci. Adică cereale cu scoci? Da, vă povestesc imediat despre ce e vorba. Ați mâncat vreodată cereale cu scoci? Adică cum, mai lipi cereala cu scoci? După cum v-am zis, părinții mei au așa o, nu știu cum să zic, îi trage ața la proști. Și așa cum aduc în casă diversi indivizi care habar n-au ce fac, de exemplu, când a venit moșneagul ăla nebun, Da. El a operat acolo niște conducte în baie, după care mergea mai prost toată instalația. Oh. Nu s-a blocat și WC-ul, nu s-a mai încărcat rezervorul cu apă. Nu și-a Da. făcut acolo. Cred că a băgat prostii pe conducte când a umblat la ele. Sau... Ne-a înfundat, practic. Că el fiind băiat deștept cu șapcă pe cap. Haia! Să aruncăm șapca, știi? Da, exact. Tot așa, părinții s-au dus la... Tot așa, practic, îi atrag magazinele acum, unde vând proști, sau cum să zic, știi? S-au dus la un magazin și mi-au cumpărat cereale ca să mănânc cu lapte, că eu sunt motănel și mănânc cu lăptic cereale, pun așa în lăptic și... Așa mănâncă pisicile, ați văzut că ling lapte și Da, astea. dar asta e poveste veche, că acum ți le cumpără nevasta. A, da, bine, da, asta e o poveste mai veche. Bun, am fost părinții la magazin, i-am rugat să-mi ia și mie niște cereale, ca să mănânc cu lapte și se întorc de acolo cu o pungă, ei nici măcar n-au observat. Punga aia era spartă, cum să zic, era tăiată așa în partea de sus, într-o parte până în cealaltă, ca și cum cineva ar fi desfăcut-o ca să se servească. Lucru care probabil că s-a și întâmplat. Vai de mine! După ce au desfăcut punga și s-a servit, eu fi fost cu ea, foame pe magazin sau eu știu. A zis, posibil. Nu mă vede nimeni, știi? Eu foarte ca hârșca punga asta de cereal, iau și eu de acolo o mână, știi, și după aceea a pus-o frumos așa, a luat o bandă de scoci, a lipit așa peste unde a tăiat, de mine. Tăietura din pungă pe... Da. A lipit o bandă de scoci și a vândut punga așa, vin acasă părinții cu punga, uite, ți-am adus cereale. Îmi pare că nu le-am cântărit să fi văzut că lipsea din ele, știi? Da, exact. Da. Când am văzut scociul de acolo, le-am arătat, le-am explicat că au fost păcăliți. Da. Și s-au dus înapoi la magazin. Cu bonul? Cu bonul. Da, și cu punga. De că celor fi auzit urechile la ea. Și au făcut un live de acolo, de la magazin. Da. Mama părea așa un pic furioasă când a plecat înapoi spre magazin cu punga. Înseamnă că a fost un live de mare audiență. Da. Asta a fost povestea cu cerealele cu scoci. Da. N-am mâncat. Și în general, dacă e spartă punga, adică merg la magazin sau când vine vreo punga acasă prin comandă sau ceva, da, le strâng așa ușor să văd dacă ține aerul înăuntru, că unele sunt sparte. Sunt, da, și borcanelele de iaurt, da, sunt înțepate. Și un din ăla de iaurt, care ne-a venit de curând, da, de la o firmă al cărui nume nu-l pot pronunța. Îi facem de râs sau îi lăsăm așa? A, nu, lasă-i așa, în suspans. Da. Hai să-i lăsăm de data asta, de data asta îi lăsăm așa, data viitoare îi facem de râs, că au făcut mai multe prostii deja. În sfârșit. E, nu, dar noi colaborăm cu ei, că n-avem ce să facem, așa că... Mă rog. Nu-i face de râs deocamdată. A venit un borcanel de iaurt, pe lângă faptul că îi lipsea căpăcelul de plastic de deasupra, da, ca să-l protejeze, să fie curat. Ce atâta căpăcel, a zis magazinul sau curierul. Toate căpăcele alea, că e suficient, are folia aia de, cum zice, tabla aia deasupra, capacul ăla, da, o folie așa, eu de fapt o tablă subțirică lipită așa deasupra, ca să țină bine închis. Eu și pe alea le verific, strâng ușor de borcanel, foarte tare, că dacă strângi tare, sare ție pe față. Dacă strângi rău de tot, nu. E suficient să strângi ușurel și să faci o burtică, știi, că se umflă capacul ăla, știi? Da. După care apeși ușurel așa cu degetul să vezi dacă ține burtica aia, știi? E, apropo de treaba asta, au venit vreo două borcănuțe incomplete. Unul din ele, nici măcar n-am mai fost nevoie să pun degetul, pentru că atunci când am strâns ușor de ăla, nu s-a umflat și s-a auzat... Hai! A, ceva nu e bine. Pâlete, vezi că ăsta e spart. Am mă, toate, cum să fie spart, că ăștia sunt oameni serioși, au venit pe comandă, cum să... Hai, uite, fii atentă să-ți arăt dacă vrei demonstrația. Ne? Îl strâng mai mult, deci îl continui să-l strâng, până când o să iasă probabil de aur, nu? Că de moment ce e o găurică pe undeva... Păi da, iese. Hai să vedem și unde e găurica.
Am continuat să strâng, s-a auzit în continuare. Și uite, așa iese Müllerul. Și la un moment dat, știți voi când ați avut diaree la viața voastră și s-a auzit o spârcâială? La baie? La veceva? Cam așa a făcut și iaurtul. În momentul în care a ajuns sus iaurtul, era o găurică undeva și a făcut... A început să iasă pe găurică, știi? În toate părțile. Vai de mine, am căutat în mare viteză telefonul. Da. Ca să comunic un pic cu... cu firma. Spune-te, sună-i înapoi pe ăștia să ne dea banii pe ăsta. Da, bineînțeles, ne-au dat bani. Era îngenând cu capul aproape la podea, să uitea aproape la conductă, ceva și cu fundul în sus. A, stătea acolo în spatele tău, lucra la conductă ca să pună coturile de la... Eu aș vrea să fac... Uite, mă filmez acum coturile de la... Vezi, de la țeavă. Da, lucra undeva pe acolo. Aha. Și eu am vrut să fac un... Mai bine că n-am făcut, că moșul ăla nu prea ești întors la cap și... Da, 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 și da. Și nu știi ce înțelegea, știi? Era așa cu funduleț în sus, răsfățat așa. Și cu șapca în jos, ca de obicei. Da. Apropo de idioți, eu vreau să zic că oameni de calitate. Chiar dacă nu le urcă liftul la ultimul etaj, sau o țigă sărită de pe casă, sau le sare muștarul... Nu înseamnă că sunt un idiot. Aveam un coleg, bine, am avut mulți colegi la viața mea, unul dintre ei la serviciu, un om, el stătea așa de obicei, foarte serios, așa când lucra, la laptop. Yeah. Nu știu exact de ce lucra laptop, pentru că el se mai ducea de colo-colo și lucra. Sau, nu avea computere mari, nu le puteai căra după tine, dar cei care lucrau și aici și acolo, sau mai se duceau într-o ședință sau așa, aveau laptopuri, știi? Bun. Și era la un moment dat, în sală, frumos, liniște, și începe să se audă în sală. Băi, ce n-a părut? Ne-am ridicat așa ușor toți de pe scaune, speriați oarecum. Băi, ce se întâmplă aici? Yes, I'm gone! Ne apropiem de sursa de sunet. Colegul foarte serios s-a uitat la ecran acolo, pregătit cu mâinile pe tastatură, pe mouse, îți dai impresia că lucrează, știi? Mm-hmm. Dar din difuzorul laptopului pe care l-avea în față, s-a auzit chestia asta. Oh my God! Avea și căști la urechi. Vai de mine. Greșeala lui a fost că a uitat să bage mufa de la căști în laptop. S-a auzit tot. El avea impresia că ce ascultă acolo se aude în căști. Avea căștile și se uita foarte serios. Eu aș fi zis că se uita la un film porno, știi? Era concentrat. Ne-am strâns așa toți în față la... Și n-a venit și șeful. Ne-am strâns mai mult așa. Am venit așa, toți ne-am, știi, am venit. Era chiar în mijlocul sălii era, știi? Așa că ne-am strâns de jur împrejur, așa. Am venit ușor spre el, toată lumea. Observați la un moment dat, deci tot se apropie, știi, se ridică toată lumea de la mesă și vine spre mine, știi? Serios, concentrat în continuare. Și i-am zis, dă-ți un pic căștile jos de la urechi. Și o să ai o surpriză. Ia căștile de la urechi și abia atunci își dă seama că tot se mai aude. În mod normal trebuia să nu se mai audă și-a dat căștile jos. Da. Ce să vezi, sunetul nu era în căști. Era în difuzoarele laptopului. Și... El a auzat din difuzoarea laptopului și avea impresia că aude în căști. Da, nu era în căști. Și nu l-a felicitat șeful. Uitase să bage și mufița. Era în gură, mă, fa pe masă. Vai de mine. Și a pus căștile. Uitase să bage. Apropo de treaba cu mufa, mai e câte un idiot, câte un om de calitate, câte dește experți, programatori, team leader, manager, chestii. Era unul, chiar era patron, cred că, la firma unde, da, la una din firmele unde am lucrat eu, chiar patronul care era un băiat serios, nu? Așa? Hai să-și facă poză. Ne-am făcut poze toți, nu știu exact de ce. Toată lumea și-a făcut fiecare câte o poză. Adică ne-am făcut la fiecare câte o poză. Eu vreau să fac un fel de album cu angajații, nu știu ce să... Și a făcut și șeful. Și era toată lumea, inclusiv patronul firmei, știi? Tot așa și el, serios. Cu o mână pe tastatură, una pe mouse, uitându-se la ecran, era omul, lucra, înțelegi? Era pozat practic la muncă, timp ce lucra, era foarte concentrat la ce făcea acolo, știi? Dacă te uiți în poză, pornești de la mâna lui de pe mouse, unde
folosea, nu? Deci lucra cu o mână pe tastatură, cu o mână pe mouse, era la două mâini, adică omul expert. Mergea așa frumos, mouse de la cu fir. Mergea așa frumos pe de-a lungul firului, cu privirea, știi? Din poze. Și merge mouse, merge firul, mai face o buclă pe masă, mai nu știu ce, să mai primi, știi? Hăț, mufa, în gol. El era concentrat, folosea mouse-ul. Dacă mouse-ul nu era băgat în nimic. Avea mufa scoasă. Da, firul mai făcea două, trei curburi pe masă, așa, și era și mufa tot pe masă. Patroane, vă că lucrezi, că merge bine doarele mouse-ul ăla. Merge perfect, șeful. Da. Ați văzut faza de alea, nu? Cu câte un idiot care dă cu aspiratorul și furtunul scos din aspirator. Da, 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 am văzut, da. El dă doar cu furtunul. Pe TikTok am văzut. Furtunul e în gol, nu e băgat în aspirator în partea alta. Merge bine, doar el trage aspiratorul. Perfect, super. Șeful, e foarte bun. Foarte mulțumit. Așa și asta. Iar acum mâna pe mouse, concentrat, lucra acolo, știi? Da, da, da. În poză. Și dacă te uiți, de fapt, e... Mouse-ul e scos. Probabil că era un calculator care n-avea mouse sau ceva, au fi adus unul așa pe moment, hai să, știi, să simulăm că e un calculator. Numai că cine a făcut treaba asta doar a pus mouse-ul pe masă, dar nu s-a mai gândit să-l bage și în calculator. Da. Sau măcar să fie dat așa în jos pe masă, adică firul să se fie coborât cumva. Da, fi, da, da. Că nu se vedea în jos la picioare sau... Așa n-ai fi văzut. Ai fi văzut că pleacă firul de la mouse și dispare undeva. Păi în jos undeva, dar nu, era pus pe masă tot, cu cablu și cu mufă și cu tot, era pe masă. Bun, s-a făcut suficient timp sau mai... Da, s-a făcut. Sau mai povestim? Sau nu, s-a făcut. Mai lăsăm și pentru data viitoare, nu? Da, mai lăsăm, da. Oh, da, să vă povestesc data viitoare cum am mâncat sarmale crude. Da, oh, e tare și asta, carne crudă, sarmale crude. Mai facem un episod și cu asta. Da, avem o grămadă de chestii, aici am o listă, cu, mi-am notat pe telefon... Ca așa, când vorbești, nu-ți vine pe moment, știi? Da, da, da. Așa, din când în când îți mai aduce aminte de câte ceva și atunci când mi-aduc aminte ceva amuzant, îmi notez ca să le spun după aia, știi? Da, cam asta a fost. Îmi mulțumim că v-ați uitat și domnul Mușneac sau... Nu știu cum cheamă pe ala, hai să zicem Doarele. Doarele, aveți, nu mai ruca, bă, cu șapca, că e neprofesional. Păi da. Nu am mare nevoie să facă pipi și eu cu baia. Și totul te enervezi când îți zice că să ieși și tu până afară, adică din baie care vreau să folosesc și o baie, adică ce da, 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 vrei să mă vezi dezbrăcată? Mă dorele! El era jos, băga pe sub conducte, mai trebuia să mă duc în baie și dacă nu ieși afară, făceam pe el. Gata aici! Uite așa pe șapca ta! E, da, 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 corect, da! Așa, să-i floșcăim un pic șapca, să-i curgă așa, șapca e ca o streașină așa, te apără, știi? Da. De ploaie, de pipile, depinde ce vine de sus. De... Diverse lichide. Da. Nu prea cred că să uităm moșul ăla, bănuiesc că pentru el cu termenul de internet este așa cu o chestie din asta cu extraterestri. Cu... Da, de obicei nu e prea. E un mit, așa pentru el internetul. Nu prea se descurcă persoanele la da, vârsta a treia, ca să zicem așa. Doamne, am mai văzut câte o mamaie din aia în filmări, de-astea amuzante, la da. Munți. Vine ăla și dă microfonul toată lumea ca fiecare să dedice ceva. Da. Nimirilor, știi, să le zică ceva frumos. Și dă microfonul la o mamaie, microfon simplu, de la cu radio. Și arată așa, pur și simplu. Cam de lungimea asta, gros cam așa. Părete, văd că deja, o, ce zâmbet larg are. Deci este grosos cam așa microfonul, lunguț cam așa. Depinde, știi, că nu toate sunt la fel. Unul da, e scurt, unul e mai lung, unul e drept, altul e un pic curbat, de, știi? Unul e mai subțire, mai gros, mai da, negru, mai alb. Da, da, da. Au și de culori diferite, știi? Ce-a făcut cu el? E câte unul mai negru, mai vinețiu, mai... Așa. Așa, deci a dat microfonul lui mamaie în mână. Mamaie, deci măcar microfonul știa ce e și asta e o chestie veche. Nu este ceva ce a apărut acum. Și a rămas uimită sau ce? Nu, da. Asta doamna inteligentă, hai să zicem că ăsta ar fi microfonul, deși bun, vă imaginați că asta ar fi nu aducea microfon. Da, nu aduce. Uite, asta aduce un pic microfonul, luăm din gunoi, e curat gunoiul ăsta? Se presupune că e curat gunoiul? Asta înseamnă un pic microfonul, că e lunguț, rotund. Bun.
I-a dat microfonul mamei, asta, ce dracu fi asta, știi? Alo? Vreau să le urez mirilor. Mamaie, nu așa să ține. Cum, cum? Ah, mamaie, ce? Dacă m-am prins. Îl ia și îl întoarce, dar nu întorc asta, că se varsă pe jos, știi? Mm. Îl pune, deci îl întoarce invers, așa, știi? Și tot la ureche. Numai că de data asta era cu para invers acum, știi? Cu vârful în cealaltă parte, știi? Hai, Doamne. Vreau să le urez mirilor. Mamaie, ăla nu-i telefon! Nu se aude, mamaie, că nu l-ai pus bine. Și-am mai văzut așa o mamaie. Îmi plac, bă, când vezi fazele astea cu bătrâni și tehnologie, mor de râs. Nu știu pe ce lume trăiesc ei. Ei n-au auzit de telefoane, că sunt de mult, adică nu e chestii de apărut ieri. Îi dă tot așa la mamaie, fă și mie o păză, mamaie, cu telefonul ăsta. Ia mamaie telefonul și îl pune așa la... Nu, îl pune cu partea asta, deci ea a crezut că aici e vizorul. Avea o cameră, știi cum e la telecamera, nu sunt camere aici, era mai pe colț camera la telefonul ăla, știi? Pune la puiuletă, la Xiaomi. Apropo, Xiaomi, da, OnePlus, OnePlus, da, Xiaomi, da, Samsung, nu, iPhone, nu. Pentru că la alea dați o grămadă de bani și nu face. Adică mai bine la jumătate din bani luați același lucru, știi? De la Xiaomi. Ce să mai bine iau două telefoane decât unul. Păi da. Să dau la aia, le plătesc ca iuri, așa, n-am ce face. Ca să nu mai zic care de la Samsung, mai și explodează, mai iau foc. Vedeți că pe motonile și pe uretele am pus un playlist. Și sunt acolo telefoane care fac bababum și mașini de spălat care fac bababum. Și toate sunt de la Samsung, o firmă de calitate. Așa, unde eram. Da, da, e de la mamaie, zice că fă și mie o poză, mamaie. Mamaie obișnuită cu aparate din alea, cum erau în timpul războiului mondial, înțelegi? Oh. Ia telefonul și îl pune așa la ochi. Bă, dar nu văd nimic, știi? aparatul de la foto pe care îl punea așa la ochi, băgai ochiul pe un vizor, te uitai pe acolo, știi, ca să vezi și cuvânt. Ce tare! Știi, și apăsai un buton pe aici și el a făcut așa, știi, că cum se face la alea vechi. Da. Ce e purete? Purete mi-arată așa. Ce este semnul ăsta, baby? Este victorie sau este... Poți să te spunem și noi ce mașină de spălat avem? Da, mă rog, ne-a cumpărat o mașină LG. Așa, marca, doar atâta. Da. Și frigiderul tot... Tot LG. Cumpărăm orice, nu a Samsung. Ah, și evităm și Philips. Și mai sunt câteva filme pe care le evităm. Nu le filmăm, dar e suficient că am spus ce mărci avem în casă. Da, dar oricum, numărul 1... care ne-a făcut cele mai mari probleme, este firma Samsung. Am cumpărat o felul de lucruri de la ei. Da, ai tăi ce frigider au? În ultimii, să zic, 10 ani, am cumpărat o grămadă de chestii după la, știi? Samsung. Și nu doar telefoane, adică aparate de diverse tipuri. Bă, toate, în afară de unul singur, deci mai am un hard disk de la Samsung care merge. Încă. Restul s-a făcut pulbere. S-au stricat și repede, în garanție, în, știi, și niște defecte de alea urâte, adică ars, pur și simplu. Vai de mine. Nu de alea că îți face așa figuri, că să vezi că unul nu-ți ia telecomanda sau și mai apeși de două ori ca să-ți ia o dată sau... Nu, deci stricate, că arse, făcute pulbere. Da. Nasol. Telefon blocat. Am învățat de pe net cum să-ți ia pusat pe mai multe butoane ca să lăsătezi forțat, se bloca. Vai de mine. Telefon Galaxy. În seria S, deci seria de vârf, ar trebui să fie un telefon impecabil ăla, dai seama. De unde? Era o porcărie. Așa. Păi, a fost în serviciu deja, o dată sau de două ori. Ziceam de mașină, cea mașină de spălat au ei, da. A, se descrie ce mașină. E din aia românească, Arctic. A, părinții? Ai tăi, da. A, da. Le plac mașinile alea care când îi dai drumul știe tot blocul. Da, 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 da. Și frigiderul lor tot Arctic este. În sfârșit. Ei sunt pe Arctic și noi pe LG. Foarte tari frigiderele, nu știu dacă toate. Noi ne-am cumpărat un LG care nu îngheață niciodată. Nici în congelator și nici în frigider. Adică așa scrie pe el. Îți dai seama că nu m-am luat pe reclamă, am zis, sigur o să facă, dar probabil că mai puțin decât altele. Bă, să vezi și să nu crezi. Hai, chiar nu îngheață deloc. Deci frigiderul ăla l-avem de mai mult de un an de zile și nu e nevoie de să faci nimic. Deci niciodată nu se mordărește cu nimic. Nu se încarcă cu niciun fel de gheață, cu nu știu ce face acolo. Cum reușește, se curăță singur, că din când în când se mai aude, știi?
O dată pe zi, o dată la două zile. Mai troznește un pic gheața, da. Se aude câte o trăznitură pe acolo. Da. Se ocupă el, știi, să-și dezghețe singur, să-și topească. Are diverse moduri. Dar în ziua aia când s-a blocat, am căutat manualul, nu este prea bine explicat. Da, mă rog, asta e interesant. Sunat la reprezentant. Da, deci ăsta de la LG, frigiderul de la LG, îl recomandăm că... Este bun. E incredibil, adică chiar își face treaba asta. Să vezi și nu crezi, e cam prima zi. Și mașina de spălat? Nu s-a stăs nimic, niciun fel de gheață, nimic, nici măcar în congelator. Când în congelator ești obișnuit să fie gheață, nu? Da, adică ăla. Frigider nu prea. Decât dau un frigider prost, vezi gheață în frigider sau cum să zic. Dar în congelator de obicei se face calota, glaciera acolo. Adică se face, da. La orice frigider, stai să-l cureți, să-l încălzești, de cu cârpe, cu oale, cu... Bă, nimic, mă, deci e exact atunci când l-am băgat în priză în prima zi. Curat, pur și simplu. Deci n-are se curăță singur. Nu are nici măcar o picătură, o de gheață, nimic, nu există. Deci că nici nu... Și că nici nu răcește, deși răcește, dai seama că sunt bocna alea de acolo, știi? Dar nu există gheață, asta e foarte tare. Adică atunci când au zis că frigiderul nu îngheață, nici frigiderul, nici congelatorul... Chiar așa e. Chiar așa e. Da. De multe ori reclamele mai mincinoase așa, adică aparate scrie că face aia, că drege aia, că niciodată nu face așa, că... De nu e chiar, știi? De obicei mai sunt trase de păr. Acolo, uite un exemplu la care chiar face ce scrie pe el. Deci frigiderele LG. LG, da. Da. Nu știu dacă combine, toate. Combine. Avem un frigider LG frigorifice. Și, da, de fapt e combina frigorifice. Le zice, da. Da. Da, asta chiar merge. Și mașina de spălat tot aceeași marcă. Nu e Samsung. A, nu, păi dar nu mai cumpăr niciodată. Deci nu vreau să mă aud de așa ceva. Da. Păi cam asta e. Mai da. Ai ceva de zis în episodul ăsta? Cred că nu. Păi oricum am povestit deja o grămadă de lucruri. A, da. Și ai zis că să mai lăsăm și pe altă dată, adică de ce ne-ai mai face aici? Și pentru că este 1 martie, le urez și tu ceva frumos, asta doamnelor. Asta e pentru tine. Pentru mine și ce pentru... Să le urez, doamnelor. A, nu? La muncă, pă! Am văzut la muncă sau la arme, depinde. Am văzut în Ucraina că apropo, femeile da. Sunt băgate în buncăre sau nu știu cum și bărbații la luptă. Da. Dar de ce? După câte știu eu, de zeci de ani, femeile duc o întreagă propagandă sau nu știu cum se numesc, o luptă sau... Da, exact. Egalitate! Vrem să fim tratate la fel! Sunt femeile și bărbații sunt exact la fel, sunt identici. Nu trebuie să fie avantajat cineva pentru că e bărbat sau pentru că... Vrem să existe egalitate, nu? Să nu conteze că ești femeie sau bărbat, să fim exact la fel. Da. Păi, foarte bine. E bun asta. Suntem exact la fel, că doar toți suntem oameni, nu? Da, vreau să văd treaba asta. Vreau să și văd treaba asta. Adică ele folosesc chestia cu egalitatea numai când e în avantajul lor. Da, așa e. Când vine vorba de, știi, la plăcinte vor să fie egale cu bărbații. La război nu. Acolo, în bunker, sunt femeie și... Este un pic, adică zici că vrei să fie egală, da? Trebuie să am grijă de copilul sau de animalul de companie. Suntem sau nu suntem egale? Ia pușca asta și du-te la luptă. Ai zis că vrei să fie egală, da? Păi așa e, da. Suntem sau nu suntem egale? N-am înțeles. Când e în avantajul lor... Când e în avantajul lor să fie egalitate... Egalitate! Suntem la fel de bune! Suntem cele mai tari! Suntem la fel de deștepte, la fel de puternice, la fel de, nu? Da. La fel. Când nu le convine... Sunt doar o femeie. Nu pot să fac asta. Va. Să se ducă bărbații. Sau aceeași este în relații. Eu sunt femeie să mă curteze băieții pe mine, nu să, de ce să zic eu, să mă duc eu, știi? Prima. Să-i zic eu cuiva, de exemplu, unui băiat că îmi place de el sau, să-l invit eu undeva. Știi? Da. Păi, același lucru. Sunteți sau nu suntem egali? Așa e. Dacă suntem egali, atunci nu înțeleg ce te aștepți să vină el. Dacă îți place de cineva, un băiat, spune-i pur și simplu că nu suntem egali. Bă. De ce te aștepți? Sau să-mi deschidă ușa, că eu sunt femeie. Același lucru. De ce să-ți deschidă ușa? Bă, voi ați vrut-o. Ați vrut să fiți egale, da? Da. Dar tu ce care să fiți? De ce să stai tu jos și un bărbat în picioare, de exemplu? Și nu invers. Nu suntem egal, parcă eram egal. Adică asta e o porcărie cu, știi, numai când e în avantajul tău. Zice, care după aceea, care e calitate? Că suntem altfel, suntem...
După aia când e în avantajul lor, egalitate, sunt la fel de bune. Același lucru se întâmplă și cu religia. Nu o să intru prea mult în detalii, că e bine să eviți să vorbești de religie. Da, și politică. Da, dar același lucru se întâmplă și acolo. În cărțile alea, ce să mă abțin să spun părerea mea despre... Deci, ce se spune la biserică, ce se scrie în cărți, așa, în sfârșit. Sofrul de informații, știi? Dar oamenii, așa zis și credincioși, care nu... Deci, care credincioși? Vă zic imediat și de ce. Că asta e o prosteală. Suntem credincioși. De exemplu, am văzut în biserică, la un moment dat, nu știu cu ce ocazie eram eu acolo, dar a intrat cineva să un copilaș să cerșească sau nu știu cum. Și bineînțeles, credincioși, era biserica plină. Îți dai seama că erau numai oameni cu binele în suflet, cu dorința de a ajuta, bunătatea dumnezeiască, nu? A intrat un copil așa, mărând mie și mie foame. Ieși afară! O sărit toate babele pe el. Nu știu ce. Mamă, ce de bunătate ai în suflet, mamaie! Și nu una singură, ci o sărit pe el toată lumea. Să iasă afară, să... Care-i bunătate? Da. Presupunând că există Dumnezeu, pe cine credeți voi că duceți? E, credeți că e atât de prost încât să nu-și dea seama că sunteți niște prefăcuți nenorociți? Așa e, ăștia da. Care sunteți și de fapt cam toți sunt. De fapt cam toți sunt de fapt niște prefăcuți nenorociți. Nu că au ei bunătatea în suflet și folosesc doar în avantajul lor, de exemplu. Sunt o putoare de nenorocire. Vreau să zic, aș lucra duminica, dar duminica nu se lucrează. Dar eu aș munci, dar nu se poate, că așa zice acolo. De? Adică folosesc numai ce e în avantajul lor. Am înțeles. În rest, acolo sunt multe lucruri scrise. Apoi celelalte nu ține nimeni în cont de ele. Numai așa de ce te avantajează. Sau este sfântul nu știu care. E zi liberă, vreau să mă distrez. numai ce avantajează folosesc de acolo. În rest, nu. Ce fac baby cu piciorul? Am amort. Fac gimnastică. De din picior. E sus, jos, sus, jos. Sus laba, jos laba. Sus laba, jos laba. Da. Mi-a amorțit piciorul. Prefăcătorie de asta. Da. Sau altă chestie ciudată. Să zicem că de fapt s-a întâmplat, că în practică noi la unde am lucrat eu pe la filme de IT, mai mulți sunt băieți decât fete, că sunt mai interesați de calculatoare decât fete. Dar mai sunt și fete. Și băieții fiind majoritatea, ei sunt obișnuiți să mai vorbească, să-și mai bage una alta. Da. Diverse cuvinte mai la liber, așa mai. Că e un limbaj obișnuit la băieți. Știi, să tot bage în sus și în jos, știi? Da, am văzut că și la fete de exemplu, unele. Băgam aș punga de forneti. Punga de forneti, că mi-am cumpărat când mi-e foame. Băgam aș punga de forneti în dulăpior sau, știi? Da, am văzut că se mai împrumută și la fete limbajul ăsta. Da. Sau hai să-mi bag cola asta. Da, știi? Exact. În frigider sau în dulap sau mai știu. Da. Bun. Deci mai cu cola, mai cu punga, mai cu de-astea. Una din ele mi-aduc aminte și acum foarte ofuscată. Ai zis cuvântul cola. Da, nu cola. Știți voi la ce cuvânt mă refer? Da. O combinație de pungă și cola. Vai, cum se poate așa ceva? Păi, dar în gândul meu, că nu i-am zis ei, dar în gândul meu, deci tu azi noapte ai stat cu ea, te-ai jucat cu ea toată noaptea. Și acum, când auzi cuvântul, ți-e rușine? Dar ce ai făcut toată noaptea azi noapte? Păi, te deranjează, vai, știi? Ce vai? Deci, omul ăla care a zis cola, doar a zis cuvântul cola. Tu azi noapte te jucai cu ea. Și acum te faci aci că ești rușinată că ai auzit cuvântul, știi? Dar ce făcuși? Ce faci în fiecare zi? Cu ce te joci în fiecare zi, știi? Da. E cât prefăcătorie, nu știu cum să-i zic la asta, se numește altfel asta. În sfârșit. Un fel de prosteală, știi? Da, exact. Te faci
te rușinezi, că auzi nu știu ce chestii, când de fapt tu faci chestii de 1000 de ori mai dure. Ca, mai rușinoase. Da, ca spune cuvântul, știi? Da, da. Adică tu faci ce ăla zice și cu toate astea te superi pe ăla că a zis. Mm. Tu faci, lucrul ăla îl faci, adică de 1000 de ori mai intens ce faci tu, știi? Să faci decât să auzi vorbit. Dar se dau rușinate. Vai! Știi? Să nu aud, nu știu ce, să nu văd, nu vreau să văd. Curios, că acasă parcă voiai să vezi. E chiar îmi ziceai? Vino încoace, că am poftă să văd, să fac, să dreg, să... După care, nu, cum să nu mă uit la așa ceva ciudat. Parcă erai nebunită după așa ceva azi noapte. Ce înseamnă, cum se numește asta, ipocrizie? Sau? Mm-hmm. Atunci când te dai, nu știu ce, sfânt, că știi, și nu vrei să auzi, ești un om serios, nu? Și de fapt toată noaptea stai cu picioarele în sus. Pe pernă, că așa e poziția ta de somn. Mai bună, stai doar cu picioarele în sus, să spui o pernă sub picioare, să stai cu ele, că e mai comod așa, la unii probabil, în special la femei. Da. Toată noaptea stai cu picioarele în sus, a doua zi este ofuscată, a zis nu știu ce cuvânt. Zitește ce prosteală, știi? Auzi? Da. Apropo, stai să vedem acolo așa. Op, eu tăcea lipi puiuletul acolo. La cabana cu trei brani. Asta sunt câteva exemple de prostie umană. După cum zicea Einstein, nu știu dacă chiar a zis el asta sau nu, dar lumea zice că a zis, sau cum să zic, adică este cunoscută cumva ca o replică de-a lui sau. Einstein a zis că numai două lucruri sunt infinite. Doar două lucruri sunt infinite, universul și prostia umană. Dar despre univers a zis că nu era sigur. A avut dreptate băiatul ăla. A zis și multe prostii la viața lui. Dar asta cu prostia umană este infinită, a zis-o bine. Ori, de multe ori am zis, bun, am văzut așa prostie, că gata, m-am obișnuit. Nu mai poate surprinde nimic. Am văzut deja infinit. Păi ce să vezi? Din când în când tot mă surprinde câte ceva. Deci este atât de mare prostia umană că oricât de mult ai, de oricâte ori ai zice că te-ai obișnuit cu ea și că nu ai cum să te mai surprindă ceva, tot te mai surprinde câte unul cu câte ceva. Atât de mare. Deci a avut dreptate umană. Prostia umană este infinită. Așa și e, v-am da. Dat câteva exemple acum. Da. În acest video. Da, okay. Da. V-am dat niște exemple. Uite, asta ar putea să fie, cum să zicem, pamfletul cu prostia umană. Știi? Da. Am vorbit mai mult despre prost și nebun. Prostia și nebunie umană sau? Da. Cu uretele obosiță alea, că sunt toate pozițiile. Așa, ai dreptate. Mai schimbă mâna, mai ia telefonul în cealaltă mână. Mai întinde un picior, săraca. Mai întinde un picior, mai mișcă din celălalt picior, ca amorții. Da, să-ți facă semne, săraca, că întinde cât un picior. Da, mi-a arătat, tati, ca și cum un copil de la școală. Tati, poți să mă duc la baie? Așa a făcut și pe uretele, știi? Exact atunci când cere voie la baie. Da, exact, da. M-ați înțeles de ce copiii la școală cer voie la baie? De ce să cer voie? Adică ai ar putea să zică nu te duci, să faci pe tine? Ce sens are să cer voie? Că ai nevoie, du-te la baie! Ce sens are să cer voie? Că dacă ceri voie, asta înseamnă că ar putea să zică da sau ar putea să zică nu, nu? Și dacă zice nu, ce faci? Te pipi pe tine? Asta e, că nu are cum să zică nu. Așa că ce rost are să știi, tanti, poți să mă duc sau... E clar că poți să te duci, că care e alternativa? Să faci pe tine? Să stai pipilit toată ziua. Ce sens are să pui o întrebare când răspunsul este clar? Că nu există două răspunsuri. E unul singur, bineînțeles că poți să te duci. Este evident, la da. La ce mă întreb dacă poți să te duci la baie, știi? Așa e, da. Doar nu să zic nu te duci și dai drumul pe tine, știi? Așa că ce prosteală asta cu tanti mă duc la baie? Pur și simplu când aveți nevoie, duceți-vă! Nu mai cere voie, dar vină înapoi în clasă. Normal că... Da. Ok. Bye, bye! Suntem oameni serioși aici. Păi da. Foarte serioși.